Avem nevoie de proiectanți specializați, pentru că majoritatea proiectanților știu să facă doar case și piscine. Că le cer să construiască un graj, nu știu despre ce vorbești, a declarat Claudiu Frânc, președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România. Odată cu apariția banilor pe piața financiară, fermierii își pot permite prin accesarea acestora și utilaje specializate cu care pot îmbunătăți producția. Noile tehnologii obligă la respectarea normelor chiar dacă vorbim despre construirea unui simplu grajd. Cu toate acestea, nici cele mai noi tehnologii nu pot fi folosite un timp îndelungat. Dacă ducem lipsă de ceva în implementare, în primul rând ne lipsește foarte mult consultanța de specialitate, adevărată, făcută de către specialiști, oameni care să și cunoască realitatea și să facă proiectele în funcție de necesitatea fermierului și specificul fermierului. Nu proiecte pe care știu ei și au învățat ei să le scrie. Este o mare diferență. Este foarte ușor a scrie un proiect care l-ai învățat, dar ca să-l aduci în realitatea și necesitatea fermierului care vine să solicite acea implementare a unui proiect european, este o diferență foarte, foarte mare. Și aici, așa cum am spus, avem o lipsă foarte acută de consultanți specializați pe domeniul agricol. Avem o lipsă de proiectanți, pentru că orice proiectanții din România toți s-au învățat să facă doar case de vacanță, vile, piscine și tot ce vrei. Când spui să construiască un grajd, zice, a, una, două, ce e un grajd? A, nu mai este același lucru, pentru că un grajd pe noile tehnologii chiar nu sunt orice tip de construcții. Sunt construcții speciale, așa se numesc în literatură de specialitate. Și de multe ori sunt mult mai complexe un proiect de construcție specială un proiect pentru un spațiu de locuit sau o vilă sau orice altceva vrem să facem noi. Iar al treilea lucru și element extraordinar de important care ne lipsește este tehnologul. Acel tehnolog care trebuie să stea lângă proiectant, care trebuie să cunoască foarte bine necesitățile fermierului și să armonizeze construcția și proiectarea în așa fel să nu se facă greșeli de tehnologie. Fără optimizarea spațiilor tehnologice, timpul de amortizare a acestora crește foarte mult. Nu fermierul trebuie să știe care sunt aceste procese, ci specialiștii. Claudiu Frânc a mai tras un semnal de alarmă și în ceea ce privește durata în care o tehnologie poate ajuta fermierul. De aia vă spunem, tehnologul are un rol primordial în elaborarea unui proiect. Proiectantul desenează ce spune cineva. Exact. El nu este de meserie. Aici trebuie să intervină zootehnicii, să intervină tehnologii care într-adevăr știu tehnologie. Și nu tehnologia care au învățat-o la școală acum 10, 15, 20 de ani, ci ultima tehnologie în domeniu. Și vă spun că în momentul în care mi-am implementat proiectul în fermă, da. Și sunt absolvent de facultate, terminat în 1986, acum 30 de ani. M-am dus și am văzut aproape 100 de ferme modernizate în Europa. Am trecut inclusiv apa, m-am dus până în Statele Unite și am văzut ferme acolo. Și acolo am învățat un lucru extraordinar, care l-am trăit în propria fermă. Nici o tehnologie nu durează mai mult de 20 de ani. În 20 de ani se perimă. Ori să facem construcții care să dureze 100 de ani este aberant, este cheltuială enormă care trebuie amortizată. Președintele crescătorilor de bovine a dat propriul exemplu și a explicat cum a dărâmat în 2010 toată construcția pe care o modernizase deja pentru a face încă un pas important spre viitor.